Domnului să ne rugăm. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru preacuvioasa Maică Stareță, Stravofora Marina, dinpreună cu ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român, de aici și de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele,
pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Ia, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântată
slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșieși unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu este, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Iosif, că aceia se vor milui. Yeah.
iubește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Vine epistola către Filipenia Sfântului Apostol Pavel, citire! Acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus, care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El, întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor. Și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte. Încă moarte pe cruce, pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de resup, și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Pace ție, celei ce ai citit. Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Luca, într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis,
Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai supt. Și el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm, une-ți auzi-ne și ne miluiește! Pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne minduiește. Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Preacuvioasa Maica noastră stareță, stravofura Marina împreună cu oștia și pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru viitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monași, monahii și pentru toți cei întru Hristos
frații noștri. Și furuia pomeniții ctitori ai Sfintei mănăstirii acesteia și pentru toți cei mai din înainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu noriași, titori și binefăcătoria slocașului acestuia. Doamne, miluiește! Înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi, prezenți și care se pomenesc la Sfântul Jervelnic, la această sfântă mănăstire, sănătate, pace, liniște, lungime de zile, într-un mulți fericiți și binecuvântați ani, alături de toți cei dragi ai lor, și toată dorința și cererea lor, fă să fie după voia ta cea sfântă, că numai tu singur bunule, știutor al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folos robilor tăi, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le sănătate, pace și liniște. Cercești vârsta și numirea fiecăruia, tu însuți îi pomenește, Dumnezeule, cămările lor le umple de tot binele, căsniciile lor în pace și în unire le păzește, pe pruncii crește mari, tinerețile le călăuzește, bătrânețile le întărește, pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează. Pentru cei ce aduc darfa bine sfântă și tu tot cinstită sfântă mănăstirea aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă, pentru poporul care se înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu este slavă, să-L întâm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluia! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. A dormit într-o fericire patriarhii României Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și de-a pururi pomeniții, ctitori ai sfintei mănăstirii acesteia, pe astitori, miluitori, donatori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptători români, căzuți pe toate câmpurile de luptă, lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și păstrarea credinței strămoșești, pentru integritatea, demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus și pentru cei care s-au adus acești de cinstite daruri, vii și adormiți. Și pe toți cei ce se roagă acum împreună cu noi, cu toți cei dragi ai lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drepmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin.
împlinim rugăciunile noastre Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, înger de pace, credincios îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vremea vieții noastre în pace și trucăința o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu durările unui an născut fiului tău, cu carele împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace într-un gând să mărturisim.
Topsitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și-a vătimit și s-a îngropat și-a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu potențarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să semine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă. În pace a aduce. Milo Pacii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus, să avem inimile.
acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Beți dintr-o acesta acesta este sângele meu, ale legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea Dumnezeu,
Care dăruiește Sfintelor tale biserici
în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuviință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus, s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul, cel mai de presus de ceruri, duhovnicescu său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu, și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, și pe pământ.
pâinea noastră, cea de toate zilele. Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
să le suim cu mic, cu mare, la prea sfânta născătoare Maie. Mama, ascult.
te cheamă Marie. Yeah.
Maica prea curată, roagă-te mereu pentru lumea toată, pentru neamul tău. Am venit, Maicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care mai avem. Prea milostivă, Maică, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor, la tine vin cu lacrimi când sunt în dure. Căci
sufletul meu. Tu roagă pe stăpânul, pe bunul fiul tău, să scape de Creștinilor, ne-a păstuit.
dragostea prăvindiați-vă. Cine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului? Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Iubiți credincioși, cei care v-ați povedit și ați primit dezlegare și copii până la 7 ani, vă vom împărtăși în Biserica Mare. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cu Dumnezeiască puterea ta și nu s-a venit cei ce rădășim într-o tine,
cerului tale, dorește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Că Tatăl tău ce bun și total de sufletul este, poporând la tine, Părintele Luminilor, să-i slavă și mulțumire și binecuvântă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și gloria și în vecii vecilor. Amin. Și le sfințește și pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava ta și spre cinste adormirea preasfintei născătoare de Dumnezeu și curarea Picioară, Maria, s-au pus înaintea ta de către robii de încă spre folia celor ce s-au săvârșit întreaga credință, dorește bunurile celor ce au frumusețat acestea, celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire și despătare bunătăților tale celor veșnice. Pentru că ce dragulate stăpâne noastre de Dumnezeu născătoare și curare Fecioară Maria, cu ale adormirii Fecioarei născătoare de Dumnezeu, a cărei pomenirea săvârșim cele tuturor Sfinților tăi, că Tu ești Celul ce binecuvințezi, Sfințești toate Hristoase, Dumnezeu, ți-e slavă, la Sfântul și prea Sfântul și bun de viață pe Tău, Tău, Tău. Acum și până și în vecii vecilor. Amin. Peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a cărei adormire o prăznuim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De la margini, o apostoli, la Ghețimani vă adunați și al meu trup, zice Fecioara, cu cântări mi-l îngropați. Preacuvios și preacucernici părinți, preacuvioasă maică stareță, distinse oficialități, iubiți credincioși, pelerini ai Sfintei Mănăstiri Bic, cu un astfel de glas i-a chemat oarecând Preacurata Fecioară de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria pe Sfinții Săi, ucenicii apostoli răspândiți prin întreaga lume ca să propovăduiască Evanghelia lui Hristos să vină la propria sai adormire. Cu un astfel de glas, an de an, ne cheamă și pe noi, Preacurata Stăpână de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, să-i cinstim Sfânta Adormire. Și după zilele de post, binecuvântate, la bisericile noastre, în care ne-am rugat fiecare la Sfânta Liturghie, la cinstitele paraclise în cinstea Maicii Domnului, iată ne ajunși în această zi frumoasă de mare sărbătoare, de ales prasnic al adormirii Maicii Domnului, căreia îi spunem, a venit măicuță să ne mai vedem, să spunem necazul care îl mai avem. Că iată, atât de frumos glăsuiește și troparul adormirii, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Mutatul te-ai la viață, ceea ce ești maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvește sufletele noastre. Maica Domnului este așadar Biserica lui Hristos, chivotul lui Dumnezeu, sărbătoarea adormirii sale este cea mai însemnată dintre praznicile închinate ei. De la vecernia de aseară am aflat așa că astăzi cerul își desface sânurile primind pe ceea ce a născut pe cel neîncăput de toate și pământul, cel ce dă izvor de viață și binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Ea însă își devine chip al bisericii și prin părtășia acea de un neam cu cei ce prăznuiesc adormirea sa. Ne cheamă așadar să fim
și să devenim biserici vii ale lui Hristos, pe modelul împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Ridicați porțile și în chip frumos primiți pe aceasta, pe Maica Luminii, celei pururea viitoare. O căutăm așadar pe Maica Domnului, pentru că prin mângâierile pe care le primim de la ea, noi ne putem menține pe calea adevărului pe care Hristos Mântuitorul ne-o deschide fiecăruia dintre noi spre împărăția lui Dumnezeu. Orice cale pe care o parcurgem, iubiți credincioși, spre sfintele altare ale bisericilor noastre sau ale mănăstirilor, sunt adevărate căi de întâlnire cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului și cu sfinții. Sunt așadar căi de desăvârșire, căi de mântuire. Pe toate aceste căi, Maica Domnului ne cheamă și ne conduce spre Hristos. Ne cheamă prea curata în grădina sa pentru a-i spune durerile și necazurile noastre care ne frământă. Că spunem într-una dintre rugăciuni că nimeni din cei ce au nădăjduit spre tine nu s-a rușinat și prin tine îmblânzim pe Dumnezeu, nimeni nu rămâne părăsit. Sfinții sunt icoanele lui Hristos în lume, iar Maica Domnului este prima din aceste sfinte icoane, în care întruparea cuvântului lui Dumnezeu s-a făcut în mod deplin. De aceea, ea, Maica Domnului, este modelul de la care învățăm să ascultăm cuvântul și să-l păstrăm în inima noastră, așa cum păstra Fecioara Maria cuvintele în taina inimii ei. Să facem roditor cuvântul în viața noastră. De aceea am venit și în acest an cu toții la Sfânta Mănăstire Bic să ascultăm cuvântul, să ne împărtășim cu sfintele taine și să ne întoarcem la casele noastre mai îmbogățiți cu harul, cu binecuvântarea și cu rugăciunea Fecioarei Maria. Această osteneală pe care o faceți fiecare dintre dumneavoastră, o faceți pentru dragostea pe care o aveți pentru Maica Domnului, ca să se împlinească în casa dumneavoastră, în familia și în casa dumneavoastră și în întreaga lume. După modelul Maicii Domnului, se călăuzesc toate femeile creștine. Pedagogul Pestaloții face următoarea remarcă: am crezut în mama mea, inima ei mi-a arătat pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul inimii mele, Dumnezeul inimii ei. Nu cunosc al Dumnezeu, Dumnezeul creierului meu e o himeră. Nu cunosc al Dumnezeu decât pe Dumnezeul inimii mele. Mamă, mamă, tu mi-ai arătat tu mi-ai arătat pe Dumnezeu în învățăturile tale și eu l-am găsit în supunerea mea către tine.
iubiți credincioși, să avem fiecare dintre noi curaj să vorbim cu Maica Domnului. Nu trebuie să-i spunem mult și veți vedea că Maica Domnului coboară. Maica Domnului coboară la noi pentru ca pe noi să ne ridice la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Nimeni nu este singur alături de Fecioara Maria. O avem așadar pe Fecioara Maria ca Maica noastră a tuturor. Avem sau am avut o mamă care ne-a dat viață, care ne-a născut și ne-a crescut. Și spune poetul atât de frumos, nimic mai drag, mai bun, mai sfânt pe acest pământ ca mama. Sub soare nu-i niciun cuvânt atât de adânc, atât de sfânt ca mama. Dacă la început ea ne-a hrănit cu lapte, mai târziu cu pâine, mama întreaga viață și-o dă pentru copii, pentru cei dragi. Și un cântec zice așa de frumos și sugestiv, câte griji are o mamă, câte doruri o doboară, câte nopți le face zile să-și vadă copiii bine. Și când vine toamna vieții, fetele ca și băieții se împrăștie prin lume, mama singură rămâne. Nu rămâne singură, ci rămâne sub ocrotirea Maicii Preacurate. Iubiți credincioși, trăim într-o lume, într-o permanentă schimbare, din păcate, în care lăuntrul omului a rămas cam plin de răutate, dar credința noastră în Dumnezeu, credința noastră în Maica Domnului, credința noastră în Sfinți, ne dă adevăratul sens al vieții, ne spune de unde venim, adică de la Dumnezeu, și unde mergem, tot la Dumnezeu, credința fiind izvor de fericire în viață. Iubiți credincioși, să prețuim valorile creștine, să prețuim familia creștină așa cum a lăsat-o încă din început Dumnezeu, familia creștină alcătuită dintr-un bărbat și o femeie și nimic altceva. Mama este femeie, iar tatăl este bărbat. Nimic altceva. Într-o lume în care de multe ori biserica este tot mai atacată, să avem credință puternică în Dumnezeu, așa cum Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să fim tari în credință. Pentru că, iată, Maica Domnului, din inima ei neprihănită, dăruiește har și binecuvântare, dăruiește iertare. Ea, care este Regina Îngerilor, Împărăteasa Cerului și a Pământului, cheia Împărăției lui Hristos. Și aș zice așa, cu marele poet Ioan Alexandru, aflându-ne în acest loc
binecuvântat pe acest tabor silvan al Bicului. S-a transilvan, căsuță de pământ, mușcate la fereastră, busuioc în grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noapte de colindă, rusalii bobotează și postul către Paști, și Maica Domnului în plină vară, holdele scoate, secerătorii puțini, viața noastră, țară milenară. Iubiți credincioși, să avem credință puternică în Dumnezeu, în Maica Domnului și în Sfinți, să prețuim valorile familiei creștine, să ne ducem copiii încă de mici la Sfânta Biserică și să-i împărtășim cu Sfintele Taine, căci Biserica este stâlpul și temelia adevărului care ne cheamă atunci când simțim nevoia în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare. Căci iată, Hristos s-a mutat din cer pe brațele Maicii Domnului și astăzi se întorc înapoi spre o sfântă și binecuvântată recunoștință. Maica Domnului se întoarce pe brațele Fiului lui Dumnezeu. Iată sfânta recunoștință pe care o au mamele care poartă pe brațele lor prunci binecuvântați și se mută și ele într-o zi în cer. Iubită mamă creștină, nu rămâi undeva sub o glie de țărână și te muți pe brațele Domnului Hristos. Așa cum tu, iubită mamă, ți-ai legănat copiii, așa va legăna și Domnul Hristos sufletul tău în împărăția lui Dumnezeu. Așa cum tu, iubită mamă, le-ai cântat pruncilor tăi cântec de leagăn, așa va legăna și Domnul Hristos sufletul tău în împărăția ta și ție-ți vor cânta îngerii când vei păși pe pragul raiului ca să te odihnești pe brațele lui Hristos. Nopțile, durerile, chinurile, suferințele tale de mamă se vor transforma în veșnică bucurie, căci ai născut nu doar țărână, ci ai născut temple ale Duhului Sfânt, cetățeni ai raiului, mântuirii lui Hristos. Fără tine, iubită mamă, raiul ar fi pustiu, Dumnezeu nu ar avea cui să reverse din prea plinul iubirii, iubirea, inima sa. De aceea, iubită mamă, tu faci bucurie în cer atunci când pe brațele tale lege-ni un prunc și îl închin prea Sfintei Treimi, Dumnezeu. Iubiți credincioși, să lăsăm ca inimile noastre să tresară în fiecare zi de iubire și buzele noastre să rostească rugăciune fierbinte către Preasfânta Fecioară Maria, și așa vom fi păziți sub sfântul ei acoperământ. Fiți încredințați că ochii ei vă privesc cu duioșie și vă numără pașii pe care îi faceți spre Sfintele Biserici și Mănăstiri, pregătindu-vă în schimb crinii înmiresmați ai binecuvântării sale materne. Iubiți credincioși,
în încheiere zic așa, cu cântecul, Maică, Tu ne-ai ajutat, i-am făcut ce ni s-a dat, ne-ai ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, încărcați de-a ta iubire, plecăm de la mănăstire, niciodată n-om uita, Marie, dragostea ta, și ne vom ruga mereu la Maica lui Dumnezeu. Acatii să-i cântăm Preacuratei Fecioare Maria. Bucură-te, stăpâna lumii, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, bucură-te, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Bucură-te, mamă, pururea fecioară. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă și binecuvântată de ales prasnic al adormirii Maicii Domnului. Aduc binecuvântarea preasfințitului Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, care va fi prezent aici la Sfânta Mănăstire Bic, ca și în fiecare an, la data de 29 august, la sărbătoarea hramului Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Spuneam că Maica Domnului face minuni și una dintre minunile pe care le-a făcut Maica Domnului este aici de față. Este Preacuvioasa Maică Stareță Stragofora Marina, care în urmă cu un an o a binecuvântat Maica Domnului și Sfinții cu o încercare, cu o boală. Dar iată minunea Maicii Domnului, astăzi Maica Marina este împreună cu noi, așa cum o vedem, plină de viață și plină de har dumnezeiesc. Avem aici, în mijlocul nostru, așa cum zice și Evanghelia, o femeie din popor. Aceasta este Maica Marina, care în urmă cu mai bine de 30 de ani, aici, pe acest loc pustiu și neumblat și fără de apă, a făcut acest Sion dumnezeiesc, această frumoasă mănăstire care va dăinui peste vrem. Și zic așa cu poetul, altarul ca să fie și pietrele să ție, cer sufletul și viața zidite în temelie. Sufletul și viața și sănătatea și toate și le-a pus aici Preacuvioasa Maică Stareță Marina. Îi mulțumim pentru dragostea cu care ne primește an de an aici la Sfânta Mănăstire. Bunul Dumnezeu să o ocrotească pe cărările vieții, în primul rând cu multă sănătate, alături de întreaga obște de aici, de la Sfânta Mănăstire Bic. Iar dumneavoastră, iubiți credincioși și pelerini ai Sfintei Mănăstiri Bic, să vă dăruiască Dumnezeu multă sănătate, Maica Domnului să vă ocrotească pe cărările vieții, și azi seară, și azi noapte, și astăzi, ați venit într-un număr atât de mare, aceasta arată credința puternică a noastră, a sălăjenilor și nu numai a sălăjenilor, a românilor pe care o avem pentru Maica Domnului. Și să nu uităm un lucru, că rugăciunea este aceea care ține lumea. Maica Domnului să ne ocrotească și să ne ajute tuturor, la mulți ani, tuturor măriilor,
tuturor acelora care purtați acest frumos nume al Fecioarei Maria, Maica Domnului, să ne ajute și să ne ocrotească pe toți. Amin.